Bună, copii! Vă spun un bun venit la colțul cu povești! Simțul mirosului. În Ezechiel, capitolul 20, cu versetul 41, citim: vă voi primi ca pe niște miresme cu miros plăcut. Iisus dorește ca noi să ne bucurăm de tot ce a creat pentru noi, așa că ne-a dăruit simțurile. Cele cinci simțuri sunt modalități prin care putem învăța despre lucrurile din jurul nostru. Când vedem, auzim, mirosim, gustăm și atingem, ne folosim simțurile. Unele dintre simțuri lucrează împreună. Astfel, dacă simțul mirosului nu funcționează bine, nici cel al gustului nu va funcționa. Lucrurile care au miros emit niște particule minuscule care plutesc în aer și intră în nasul nostru. Când particulele ajung în nasul nostru, acesta trimite un mesaj creierului care ne ajută să recunoaștem mirosul respectiv. Unele mirosuri, precum fumul, ne ajută să ne protejăm. Oamenii pot face diferența dintre 10.000 de mirosuri, dar niciodată în somn. Atunci când dormim, dorm și simțurile noastre. Câinii au un simț al mirosului de 1.000 de ori mai dezvoltat decât al omului. Noi ne folosim ochii pentru a observa ce se întâmplă, dar câinii își folosesc nasul. Nasul unui câine trebuie să fie umed pentru a putea prinde particule care miros. Atunci când nasul îi se usucă, câinele și-l linge pentru a-l umezi. Uneori câinii își folosesc nasul pentru a găsi copiii care s-au pierdut. În povestea noastră biblică, darul Mariei pentru Iisus a fost special, deoarece mirosea extraordinar de frumos. Vă puteți gândi la ceva creat de Iisus care miroase minunat? Ce ziceți de flori, mâncaier, aer curat, ploaie, și multe altele? Ați vrea să îi mulțumim pentru aceste lucruri? Sigur că da, pentru că Iisus este minunat. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!